Bună seara! Bine ați venit! În această seară, Muzeul de Artă găzduiește vernisajul expoziției artistului Lucian Tudorache și, în același timp, lansarea albumului monografic, un proiect al Fundației Culturale Lascăr Borel, susținut și sprijinit financiar de Consiliul Județean Nemțean. Mai departe cuvântul despre acest proiect și derularea lui. Ne poate spune mai mult doamna Elena Ionescu, președinte al Fundației Culturale Lascăr Borel. Bună seara, vă mulțumesc că sunteți prezenți aici lângă noi. Ca de fiecare dată, în număr foarte mare, ne onorați invitația pentru a putea vedea un rezultat din nou foarte frumos al Fundației Borel. Fundația Borel, știți, a fost înființată în cinstea Victorului Lascăr Borel, care face parte din familia Borel, și scopul ei este de a face activități în domeniul artistic, în domeniul literar, și așa, prin aceste activități, am reușit să ajutăm, sau poate nu-i bine spus să ajutăm, să îi lansăm foarte mulți artiști, foarte mulți scriitori, foarte mulți studenți în arte plastice, foarte mulți elevi de la liceele de arte plastice, și am vrea ca și în viitor să putem să avem puterea atât intelectuală cât și financiară ca să putem duce mai departe ceea ce ne-am propus în scopul acestei fundații, și totul este în memoria familiei Borel, în memoria lui Lascăr Borel. Acest proiect de astăzi este un proiect extraordinar realizat cu sprijinul Consiliului Județean. Despre acest proiect, o rog pe colega mea, Maria Huminiuc, să vă spună, pentru că a fost directorul de proiect și vă dă toate amănuntele în legătură cu derularea acestui proiect. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici. Oricum, mulțumesc Complexului Muzeal Piatra Neamț și inclusiv acestei locații, Muzeul de Artă din Piatra Neamț, doamnei Silvia Tristaru, că ne-a primit aici, este gazda noastră, și nu în ultimul rând Consiliul Județean, care a marșat lângă noi și a avut încredere în Fundația Borel și a finanțat acest proiect pentru noi, pentru artistul nostru, sculptorul Lucian Tudorache, care are niște lucrări extraordinare, oricum critici de artă și vor spune cuvântul, iar eu spun că a ieșit un album foarte frumos și l-am numit Artă în Artă. Vă mulțumesc încă o dată! Cu riscul să mai auziți odată ceea ce deja s-a spus, dar trebuie să-mi exprim și eu bucuria că suntem din nou, toamna, în octombrie, prezenți aici, dumneavoastră, cei pentru care noi ne-am propus să promovăm artiștii. Proiectul Album Monografic Lucian Tudorache este un proiect derulat de Fundația Borel, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean și, aș adăuga eu, la fel de important, cu sprijinul logistic al
complexului muzeal județean Neamț. Dumneavoastră deja știți că dacă e an par, Fundația Vorel își propune să se ocupe de editarea unui album de autor. Dacă este an impar, vom face totul ca de fiecare dată să putem găzdui o expoziție națională, bienală, un festival de artă la Scărvorel, la Piatra Neamț. Am spus o expoziție națională și gândul nostru este acum, pentru că Consiliul Județean poate finanța și proiecte internaționale, să dezvoltăm proiectul bienalei la o expoziție internațională. Ceea ce urmează să vă spun excede clauzelor privind obligațiile contractuale. Într-adevăr, Fundația Vorel are obligația de a face public numele finanțatorului. Dar eu fac o datorie de onoare din a mulțumi celor care ne-au sprijinit în demersul nostru de a edita acest album. Mulțumim Serviciului Proiecte Europene și Biroului de Comunicare și Imagine al Consiliului Județean pentru promptitudinea și mai ales pentru înțelegerea care ne-au acordat-o în orice cerere și nelămurire am avut de rezolvat pe parcursul derulării proiectelor. Spuneam că, în afară de sprijinul financiar, proiectul s-a mai bucurat de sprijinul logistic al Consiliului Județean. Și acum voi adresa niște mulțumiri personale, pentru că așa simt. Mulțumesc mult și îl asigur că sunt foarte îndatorată domnului director Dorin Nicola, pentru că la dorința lui Lucian Tudorache a răspuns fără ezitare în legătură cu organizarea acestei expoziții, cu vernisarea ei, odată cu lansarea albumului. Mulțumim domnului Preoteasa pentru că ne-a ajutat să obținem ISBN și descrierea CIP a Bibliotecii Naționale prin editura Constantin Matasă. Mulțumim de asemenea lui Silvia și colectivului de aici și o asigurăm pe Silvia că nu vom lăsa până ce în continuare ne va sprijini așa cum doamna Violeta Dinu a făcut-o până acum. Noi ne adresăm de fiecare dată cu mare încredere, n-aș spune fără emoții, dar aproape cu convingerea că nu vom fi refuzați de Complexul Muzeal Județean Neamț în niciuna dintre inițiativele noastre. Despre album, despre expoziții și despre artistul Lucian Tudorache ne va vorbi domnul Emil Nicolae, dar până atunci poate trebuie să mai fac eu o precizare și anume că este al treilea album de autor pe care noi îl realizăm. Primul a fost pentru un grafician, apoi pentru un pictor și am gândit noi că a venit rândul unui sculptor. De ce Lucian Tudorache? Pentru că Lucian Tudorache are niște monumente amplasate în județul Neamț, la Galați și în mai multe localități din țară. Și trecând prin fața bibliotecii din Piatra Neamț, trecând prin fața primăriei din Bicaz sau prin fața oricărui alt loc în care este amplasat un monument semnat Lucian Tudorache, am considerat că e necesar să cunoaștem munca lui de laborator, adică de acolo din atelier sau din spațiile taberilor la care a participat. Vă mulțumesc și rog pe domnul Emil Nicolae. Thank you.
Bună seara, vă spun și eu. Lucian Tudorache e cu noi aici, cu sculptura și cu cartea. Eu am să mă limitez, aș avea multe de spus, inclusiv despre proiectele Vorel, fundații, inclusiv despre ce se întâmplă, s-a întâmplat și se întâmplă la muzeu, dar ar însemna să stăm prea mult în picioare, o să mă limitez doar la acest album. Maria a spus că e al treilea. Primele două fiind grafică și pictură. Vreau să vă spun că n-am avut atâtea probleme la cele două cât am avut la ăsta. Dintr-un motiv simplu. Aveam bidimensionalul și la pictură și la grafică, bidimensional, pus pe hârtie, bidimensional, ok. Am fost atenți la niște acrobatică, la proporții, hârtie, suport, etc. Problema aici a fost că aveam tridimensional depus în plan pe hârtie, în așa fel încât să nu să piardă a treia dimensiune. A fost una din probleme la aranjat imaginile, la ales fotografiile, umbrele, fundalul, etc., proporțiile. Cred că am scos-o la capăt. Ideea era următoarea, nu, sau e o idee mai veche a mea. Nu putem face o carte de artă oricum. O carte despre artă, da. Sunt cărți cu eseuri, texte, uneori cu imagini, alteori fără imagini, despre artă, istoria artei, etc. Dar o carte de artă care vrea să-ți arate, să te atragă spre artă, trebuie să fie ea însăși un obiect cât de cât artistic. Și cred că am reușit să ajungem la, să atingem scopul ăsta. Probabil, acum nu știu cum ar arăta un album cu performance. El ar trebui să fie un film. Dar îmi place că s-a conturat deja o colecție cu artiști nemțeni a Fundației Vorel. O colecție care nu e standard. Dacă am avea aici celelalte două, s-ar vedea că sunt diferențe între ele. Era simplu să avem un cofraj, aceeași dimensiune de carte, același număr de pagini, o copertă pe care să schimbăm imaginile și culorile și turnăm la... Problema era că artiștii sunt diferiți, artele sunt diferite și atunci cărțile trebuie, albumele trebuie să fie diferite, să aibă identitatea lor. Și cam asta am urmărit și în cazul lui Lucian Tudorache. Vreau să-i mulțumesc doamnei Ștefania Ifrim, nu e aici, pe care am bătut-o la cap la fiecare album și la cărțile făcute cu Dinu și ce am mai făcut eu în alte părți albume. E omul care stă la computer și suportă toate mofturile și schimbările și așa. Și care o să lucreze cu noi în continuare, chiar dacă lucrează numai cu noi, nu se mai ocupă de treaba asta. Poate că există în album... Uite că a plecat Adrian. A plecat? Nu. Eu pot să fac un apel așa, Adriana lui Gheorghe mai există? Vorbește la telefon, cred. Se închide telefonul. Deci în album există un capitol. Albumul e structurat așa, pe materiale. Am avut 600 și ceva de fotografii din toate variantele, toate domeniile, toate tehnicile. Ne-am gândit cum să-l organizăm. Și până la urmă l-am organizat pe materiale, adică am început cu piatra, care e cea mai veche pe pământ, cu lemnul, cu metalul,
avem un capitol de expoziții și avem un capitol cu pictura, cu sculptura de forum, unde sunt, am adunat cât am putut din statuile, lucrările lui Lucian, amplasate în diverse orașe. Evident, nu lipsește de acolo Eminescu din fața Bibliotecii Județene. Și atunci am zis să chem un beneficiar de sculptură, să spună și el dacă îi convine sau nu Eminescu lui Lucian. Da, e o mare bucurie să sărbătorim un mare artist al zonei și al României, pentru că Lucian este cu adevărat un mare artist. Proiectul nostru cu Eminescu a fost o reușită, încât dacă întrebi un pietrean acum de când este Eminescu în fața bibliotecii, îți va spune că e de 50 de ani, de 60 de ani, de 100 de ani, pentru că și-a găsit locul acolo. Recunosc că un merit important în demersul nostru l-a avut și domnul Constantin Boiengiu, care a fost din spate cel care ne-a ajutat să găsim fonduri la acel moment. Ideea este că anul trecut ar fi trebuit să inaugurăm la Piatra Neamț și o statuie, nu un bust, a lui Caragiale, dar pentru că istoria a luat un pic aiurea, am oprit proiectul nostru pentru o vreme. Pentru că trăim vremuri a la Caragiale sau a la Kafka și trebuie să ne repoziționăm puțin ca să refacem proiectul nostru cu Caragiale la Piatra Neamț, justificat Caragiale la Piatra Neamț, nu numai prin prisma vremurilor, ci și prin prisma biografiei lui Caragiale. Da, e o bucurie că sunt alături de Lucian astăzi și că suntem atâția alături de el și el ne face de altfel viața mult mai frumoasă cu tot ce ne propune în plan artistic. Vă mulțumesc! Nu am uitat, dar am lăsat în mod intenționat formularea unor mulțumiri după ce a vorbit domnul Emil Nicolae, ca să înțelegeți de ce simt nevoia să, nu formal, chiar asta simt, să mulțumesc domnului Emil Nicolae, care este editorul nu doar albumului din proiectul de anul acesta, editorul și al celorlalte două albume, să mulțumesc domnului Florin Ghimiș, care a făcut fotografiile pentru reproducerile din album, să mulțumesc, nu în ultimul rând, artistului, domnului Lucian Tudorache. Să știți că e foarte greu pentru un artist să se lase pe mâna ta într-un proiect în care tu îi spui, păi n-am ce face, că proiectul așa trebuie să meargă, fie din cauză că mie mi-a scăpat ceva și așa am descris, fie din cauză că contractul impune niște condiționalități și îi mulțumesc încă o dată lui Lucian că a avut încredere că nu doar în proiectul nostru, că a avut încredere în Emil și sper că albumul nu aduce niciun prejudiciu operei lui Lucian Tudorache, ci poate fi dăruit de el, fără nicio reținere, către colegii lui, către criticii și istoricii în materie. Mulțumesc, Lucian! Ca să terminăm cu Fundația Voreș, vreau să dăm cuvântul principalului personaj din această seară. Fundația Vorel acordă diplomă de onoare și titlu de membru onorific doamnei Violeta Dinu pentru contribuție personală la punerea în operă a proiectului cultural realizat de fundație. Aceasta este diploma, dumneavoastră ei n-a putut să fie prezentă pentru că are o problemă de sănătate. Noi o transmitem cu mult drag, ea a fost tot timpul alături de noi și mulțumim încă o dată din suflet pentru tot
ajutorul dat și eu dau, rog pe doamna Silvian să o mâneze. Mulțumesc, are cuvântul. Mulțumesc. Bună seara și bine ați venit. Din suflet mă bucur că sunteți alături de mine la expoziția de sculptură și lansarea albumului monografic Lucian Tudorache. În continuare și eu vin cu o serie de mulțumiri. Mulțumesc Fundației Vorel, doamnei Elena Ionescu, președinta Fundației Vorel, doamnei Maria Huminiu, coordonator de proiect, echipei de implementare, domnul Emil Nicolae, care scriitor Emil Nicolae, care este practic constructorul acestui album, concept, machet, design, editare, dincolo de sfaturile și de modul prin care am construit albumul, nu pot să aduc decât mulțumirile mele la modul superlativ. În continuare, mulțumesc doamnei Ștefania Ifrim, tehnoredactarea computerizată, clar trebuie menționat mai multe ori, Florin Ghimiș, fotografie digitală, tipografie, autograf și, în ultim rând, muzeului, Complexului Muzeal Județean Neamț, care ne-a oferit posibilitatea să expunem aici. În încheiere, eu vă mulțumesc încă o dată și sper să putem schimba câteva cuvinte de partea a doua și îl facem pe Caragiale. Vă invit alături în sala din dreapta pentru un protocol. Vă mulțumesc!